Mulțumesc foarte mult că astăzi am avut posibilitatea la aceste temperaturi de vară târzie să ne întâlnim ca prieteni, dar și cum a spus colegul meu prețios, Mihai, este bine că ne putem vedea la față. Aceasta este platforma de parteneriat pentru Moldova. Sună cam tehnic, dar este de fapt un succes foarte mare pentru diplomație. Platforma este istorie de succes a oamenilor curajoși și rezilienți și ai Guvernului Republicii Moldova. Este o istorie de succes. De la reacțiile de crize, trecem la strategii planificate. Când în martie 2022 am fost în Moldova prima dată, în lumina invaziei brutale a lui Putin în Ucraina, a avut loc și o destabilizare, energia a fost utilizată ca armă aici în Moldova. Situația atunci era dramatică, economic, dar și geopolitic. Prețurile la lapte și la pâine au explodat, iar gazul a devenit un lux de neachitat. În acest sens, în aprilie 2022, circa 40 de zile după invazia Rusiei în Ucraina, ne-am adunat la o conferință la Ministerul Afacerilor Externe la Berlin. Atunci, ca și astăzi, am fost mânați de convingerea că Rusia lui Putin este un mare pericol pentru securitatea europeană. În cadrul invaziunii în Ucraina, Putin a dorit să aducă Moldova în caos și colaps. Exact. No, dar noi am reușit să facem invers. Moldova s-a apropiat și mai mult de Uniunea Europeană. Și asta mulțumită leadership-ului rezilient și puternic al acestei țări, al guvernului, al președintei sale și în mod deosebit al oamenilor săi. Împreună am putut să ținem în mână inflația razantă, am vrut să stabilizăm Moldova, economia Moldovei pe care președintele rus a atacat-o, și am avut grijă ca cetățenii să nu trăiască în frig, în iarnă. Asigurarea cu energie poate fi acum independentă de Gazprom. În această situație, nu numai războiul, în această situație în care continuă războiul în Ucraina, este vorba și de războiul hibrid care este dus de Putin în toată Europa, dar nu este totul foarte bine și simplu, pentru că toate lucrurile astea se întâmplă cu un scop al lui Putin. Acest război hibrid trebuie să destabilizeze situația. Dar tocmai de aceea noi intensificăm eforturile noastre cu echipamentele, cu trainingurile care le facem, cu experții pe care îi punem la dispoziție, încercăm să împiedicăm aceste atacuri hibride și dezinformarea în Republica Moldova. Cooperarea aceasta o punem la dispoziție de asemenea printr-un acord pe care l-am semnat astăzi și îl punem pe o bază solidă. În acest război sunt campaniile cu fake news și dezinformare sunt o armă utilizată cu scop precis. Cumpărarea oamenilor trebuie să provoace de asemenea nemulțumiri în stradă. Dar democrația Moldovei poate să se apere. Și încercările de destabilizare a democrației, a cumpărării voturilor și manipulării le combateți cu tot guvernul. Uniunea Europeană și NATO contribuie la consolidarea protecției granițelor și securității.
în, această, în lumina aceasta, alegerile din Moldova acum au o pondere neobișnuită și într-o situație atât de grea, Moldova, în calitate de candidat al Uniunii Europene, a început reforme foarte importante în domeniul justiției și combaterii corupției. Moldova este bine pregătită, dar mai există încă multe de făcut pentru toți împreună. De aceea, astăzi, împreună, a trebuit să mergem împreună pe calea Moldovei spre Uniunea Europeană. Această cooperare aprofundată în sensul Uniunii Europene este birocratică, dar este foarte concretă. Dintr-un instrumentariu, Moldova poate să-și aleagă acum instrumentele de care are nevoie. Consilierea în domeniul agriculturii, screening-ul în justiție și așa mai departe. La toate nivelurile, Moldova poate să-și aleagă instrumentele de care are nevoie. După cum vedeți, Parteneriatul pentru Moldova și această platformă arată că suntem mai puternici. Este o dovadă că putem să împiedicăm crizele prin diplomație înțeleaptă. Și anume să combatem crizele înainte ca ele să fie foarte răspândite. Și noi nu vom ceda ca europeni, vom sta convinși de partea Moldovei și a Ucrainei. Mulțumesc mult!